Este ora 15, doamnelor, domnilor, regiunea în obiectiv începe chiar acum la TVR. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. România preia astăzi oficial președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Țara noastră va gestiona în aceste 6 luni dosare importante, cum ar fi viitorul buget al Uniunii Europene, Brexitul, alegeri europarlamentare, politica agricolă și de coeziune. În această seară, de la ora 20, este planificat deja la Ateneul Român din București un concert inaugural al acestei președinții, iar mâine, 11 ianuarie, șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, iar împreună cu membrii Colegiului Comisarilor, se vor întâlni cu președintele Klaus Iohannis. Din buletinele informative ale televiziunii române veți afla mai multe detalii. Noi discutăm acum despre locurile de cazare disponibile în centrele pentru persoane fără adăpost din Cluj-Napoca, dar și despre faptul că acțiunile celor de la Beard Brothers, mai neconformist ONG din România, continuă și în acest an. Ei își propun să cumpere încă o ambulanță pentru serviciu ISU Cluj. Iar la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, vă aducem în atenție un concert simfonic la Filarmonica de Stat Transilvania, semnat Mihnea Ignat. Primii mei invitații au sosit deja în platou și discutăm, așa cum spuneam puțin mai devreme, despre servicii destinate persoanelor fără adăpost. Este vorba despre Raimonda Boian de la Asociația O Masă Caldă. Ea a mai fost prezentă în platoul nostru și despre Aurel Mocan, director executiv la Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Bine ați revenit! Bine v-am găsit, sau regăsit. Și temperaturi la și la mulți ani. La mulți ani cu proiecte ale DASM Cluj, o să vorbim și despre asta, dar să începem acum cu o situație care poate fi urgentă pentru oameni care trăiesc în stradă, pentru oameni fără adăpost. Temperaturile au fost în scădere și mai urmează astfel de perioade. În primul rând, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc acum, pentru că nu e așa, posibilitatea ca persoane fără adăpost să se afle în fața televizorului e mai mică, însă sunt alții care, dacă văd persoane care trăiesc pe stradă sau care se află, ce pot să facă? Vă rog. Să sune la primăria municipiului 981 sau la poliția locală, la dispecerat, să științeze poliția despre aceste cazuri și sigur colegii noștri vor merge în teren și vor prelua aceste persoane și le vor duce la adăposturile noastre. Vorbiți-ne puțin, vă rog, despre serviciile pe care municipalitatea le are dezvoltate pentru această categorie foarte vulnerabilă în această perioadă. Avem două adăposturi pentru categoria aceasta de persoane, unul pe Dragoș Vodă 36-38 cu capacitate de 50 de locuri și al doilea adăpost pe strada Oașului 298 cu capacitate de 60 de locuri. Așadar, în situații, împreună 110 locuri disponibile. Da. E aglomerație în această perioadă? Astăzi aveam 98 de locuri ocupate. În situații speciale, de ger cumplit, mai departe, putem suplimenta până la 20 de locuri capacitatea acestor centre. Și, de asemenea, putem apela la partenerii noștri, în special Prison Fellowship, care pune la dispoziție spații de cazare pentru persoanele fără adăpost. Tot în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj intră și serviciile oferite de voi, nu-i așa? Voi? O Masă Caldă spune cumva și numele din stat, dar o să te rog pe tine, Raimonda, să ne dai detalii. Da, este Masă Caldă și noi ne adresăm celor care vin în piața muzeului, că sunt persoane fără adăpost sau sunt persoane cu venituri mici. Nu facem noi o selecție, pentru că selecția este făcută de autorități. În schimb, ceea ce remarcăm de 5 ani de zile, de când avem activitatea, că totdeauna iarna, când este foarte frig, numărul celor care vin în piață este mai mic și tocmai pentru că sunt ridicați de pe stradă și sunt dus la centre, crește numărul de acolo. Și cum din noiembrie din 2018 am început să gătim în fiecare zi și gătim și pentru cele două centre menționate de domnul Aurel, am constatat la fel că dacă până în decembrie pregăteam câte 40-50 de porții per centru, odată cu venirea frigului și a gerului, a trebuit să mărim numărul de porții pregătite pentru ei, tocmai pentru că au început să fie cazați cei care sunt luați de pe stradă. Cumva e un serviciu pe care voi îl oferiți, să spunem așa, în stradă, dar iată, aprovizionați, înțeleg, și centrele... Exact. Da, pregătim pentru că având... Și până acum găteam la cele două centre, dar cu într-un stil diferit. Aveam o dată pe săptămână câte o echipă venită de la diverse firme în team building care au adoptat câte o joi pe lună și mergeau un fel de responsabilitate socială. Exact, activități. Iar acum reușiți, înțeleg, cu o constanță mult mai mare. Și odată ce ne-am amenajat propria bucătărie,
care e bucătăria comunitară O Masă Caldă. Avem de luni până vineri și atunci putem pregăti în același loc. În acest fel ne-au scăzut și cheltuielile, pentru că nu mai merg trei echipe să facă cumpărături care pe unde apucă, ci sunt făcute toate la un loc. Și e și mai ușor, pentru că avem spațiul nostru care este mai mare și oferim voluntarilor condiții mult mai bune de a desfășura activitatea asta de responsabilitate socială. Cum vă susțineți și cum, mai cu seamă, cum vă pot ajuta cei care ne urmăresc acum și doresc să susțină proiectele Masă Caldă? Noi, toată activitatea noastră este bazată pe voluntariat și cu fonduri din donații. Donații, te referi la bani sau acceptați? Donații, preferăm donațiile în bani, pentru că să lucrezi în domeniul acesta al alimentației publice este un pic mai sensibil și atunci nu putem accepta donații de oriunde și în orice moment și de oricare, pentru că e vorba de siguranța în alimentație publică. Și faptul că acești oameni sunt oameni străzi nu înseamnă că merită mai puțin? Nu, sau deloc. Deci pentru noi nu asta contează. Pentru noi contează să oferim o masă caldă care să aibă proteine, vitamine, carbohidrați. Deci tot ceea ce e nevoie într-o alimentație sănătoasă să existe pentru în acea porție de, în acea caserolă pe care noi o facem zilnic. Și atunci preferăm să primim donații sau sponsorizări în bani, pentru că noi îi gestionăm mult mai inteligent și ușor, făcând cumpărături angro o dată pe săptămână și având furnizori de produse de origine animală certificate, astfel încât să nu avem surprize. E un ajutor important, înțeleg, și un parteneriat care, iată, permite unei persoane cu adăpost, să vă rog să ne dați puțin acest traseu. Ajunge persoana în acest centru, beneficiază... Persoanele care ajung în centrele noastre sunt cuprinse fiecare într-un program de intervenție, să zicem așa, un program de reabilitare socială. Am ajuns la ora actuală să nu avem niciun beneficiar mai vechi de 2 luni care să nu aibă venituri. Adică colegii noștri îi ajută să-și dobândească drepturile la care ar avea nevoie. Și foarte mulți nu au pensia pentru că și-au pierdut actele, angajatorii au trimis arhivele în stânga și în dreapta și îi ajutăm pe acest traseu. De fapt vorbim cumva și de o refacere până la urmă a identității unei persoane. N-au buletin, n-au... Deci urmărim pentru fiecare un plan de reabilitare socială, efectiv. Sunt situații că am reușit să reintroducem aceste persoane, unele persoane în familiile de proveniență, rare cazuri, dar sunt situații în care unele au fost plasate în alte centre de tip rezidențial, din cauza handicapului pe care l-au dobândit și pentru care am luptat să-și obțină drepturile. La ora actuală, cel mai mic venit pe care are o persoană care este găzduită de mai mult timp la noi este acea indemnizație socială minimă de 640 de lei. Pentru persoanele care vin în centru nu se percepe nicio taxă pentru serviciile acordate. Și avem o echipă profesionistă, psiholog, asistent social, infirmier și asistent medical și fiecare intervine pe componentele specifice de la caz la caz. Nu este o muncă ușoară pentru că acești oameni și-au pierdut reperele. Sunt oameni care... Bună seamă, sigur. Și efortul de a reconstrui este mult mai greu decât cel în care ai intervenit cu prevenția și n-ar fi așa mare costuri. Dar avem satisfacția că am reușit oameni din aceste centre să fie angajați în muncă. Jumate din persoanele care sunt în adăpostul nostru lucrează. Deci nu îi facem acel gest urât de care cu răutate spunea un ziarist mai ieri că dimineața noi îi scoatem în stradă. Dimpotrivă, nu. Noi nu îi scoatem oameni în stradă. Dar ei au libertatea de a pleca. Noi putem ține prizonieri în acest centru. Dar cei care acceptă planul de servicii și se semnează un contract de servicii între persoana din adăpost și Direcția de Asistență Socială și se urmează planul cuprins în acest contact de servicii. Se face o muncă elaborioasă, se face efort de a convinge persoana că ce se face, se face în interesul său și pentru binele său. Fiindcă, v-am spus, acești oameni și-au pierdut busola. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să câștigăm încrederea. Și avem acolo, în ambele centre, colegi care sunt dedicați și profesioniști, fiindcă n-ar fi rezistat să lucreze în această zonă cu
de 7-8 ani de zile. Se zice că în asistență socială, dacă ești specializat pe o zonă, 10 ani dacă ai lucrat este arhi suficient pentru că ar trebui după aceea să te resetezi și să faci altceva. Dar oamenii care sunt dedicați cauzei și au convingerea că îl fac lucruri și le fac frumos, rezistă. Și noi ce facem, de fapt, în asistență socială? Hai să vorbim pe șleau. Eșecurile din educație, eșecurile din sănătate, eșecurile de pe piața muncii vin înspre asistența socială. Și asistența socială trebuie să aibă succes. Și exact. E firesc ca asistența socială, că de aia e asistența socială, să facă plasă, astfel încât omul ăla care oricum e în cădere liberă, să aibă pe ce să cadă. Altfel nu se mai justifică un sistem de asistență socială dacă el nu ajută omul respectiv. Sigur că suntem privilegiați la Cluj-Napoca și vă dăm mâna să vorbiți. Dacă un pic ieșim din Cluj, lucrurile nu mai stau așa. Bun, haideți că dacă să ieșim din Cluj, la nivel național s-a creat o rețea de centre sociale de urgență printr-un program național și în toate marile localități există asemenea centre. Și noi deja avem legături cu colegii din țară și deva funcționează foarte bine rețeaua profesioniștilor din asistență socială sub umbrela Asociației Municipiilor. Adică lucrăm într-un context integrat, coerent și controlat. În regulă, dar după ce trece această situație de urgență, spunem, trece iarna, spre exemplu, vulnerabilitatea acelei persoane încă se păstrează. Există aici, aveți dezvoltat o rețea care, chiar dacă omul a ieșit din acest centru de urgență, să spunem, a supraviețuit, nu mai e în pericol de moarte, nu? Pentru că prima fază ne interesează efectiv ca omul ăla să nu înghețe pe stradă. Aveți mecanismele, aveți pârghiile să-l asistați în continuare, nu știu, într-o locuință în care, de exemplu, aveți programul acela cu subvenție la chirie, în găsirea unui loc de muncă. În... Deci, vă rog. Sunt ajutați în a-și încheia dosarul pentru locuința socială. Sunt ajutați în a accesa programul nostru de ajutor pentru plata chiriei. Sunt ajutați în a-și întocmi dosarul pentru a obține pensia limită de vârstă sau pensie de invaliditate sau încadare în grad de handicap sau toate drepturile care sunt. Sunt ajutați să obțină asigurările medicale, să fie asigurat medical. Mare parte din ei, neavând grad de handicap, nefiind încadrați în pensie, n-au asigurare socială, n-au asigurări medicale. Și atunci ce facem? Apelăm de regulă la Familia Sfântă, fiindcă partenerul nostru, care ne ajută în... Policlinica fără plată, chiar de curând, doamnelor, domnilor, în emisiunea Fără Prejudecăți, la TVR Cluj, v-am prezentat Policlinica fără plată, o inițiativă pornită de medicul Ioan Boilă, nepotul lui Iuliu Maniu, în 1996, un serviciu care a deservit aproape 50.000 de oameni, iată, nevoiași, care nu aveau astfel de posibilități. Avem un parteneriat stabil cu dâns și serios. Oricum, municipalitatea sprijină Familia Sfântă prin subvenții în baza legii 350. Vorbind de acest lucru, amintim că s-a lansat deja, s-a publicat anunțul privind de lansarea programului de subvenționare în baza legii 350 și cei interesați pot să-și depună până la sfârșitul lunii proiectele pentru a obține finanțare pentru acest an în curs, inclusiv politica fără plată poate face acest lucru. Deci, intervențiile noastre nu se termină la sosirea omului în centru. Sigur, sunt unii care nu acceptă serviciile noastre și pleacă. E libertatea lor, nu îi putem obliga. Nu are nicio motiv. Pentru că această formă de libertate pentru unii este mai importantă, să zicem, decât efortul nostru. Adică e important să spunem acest lucru în momentul în care persoana accesează acest centru, vine și un set, nu, de reguli, de obligații. Da, aceste contracte de servicii pe care noi le propunem vin cu drepturi și obligații pentru fiecare parte. Deci asta am verificat-o inclusiv noi în piața muzeului, pentru că mulți dintre cei care vin să primească de la noi o porție de mâncare sunt beneficiari, foști beneficiari sau obișnuiți ai celor două centre, în sensul și de multe ori am mai povestit cu ei și așa am aflat că nu le place ideea de a se întoarce în centru la ora 10,
nu mai târziu de ora 10, nu le place ideea că nu au voie să introducă alcool. Deci există o serie de... Cum spunea domnul director, puțin mai devreme, oameni care și-au pierdut busola. Cumva nu e, nu știu, nu o fac din răutate, schimb, dar pur și simplu reperele sunt altele. Și... Până la urmă nu poți judeca pe cineva pentru caracterul sau felul de a fi. Fiecare are o experiență și anumite chestii, o poveste de viață pe care de cele mai multe ori nu le cunoaște. În schimb, ceea ce am observat și mi-a plăcut foarte mult și mi-a dat încredere că putem colabora și merită să extindem activitatea zilnic cu cele două centre. Calitatea oamenilor de care zicea și domnul director, calitatea oamenilor de acolo sunt atât de implicați. Personalul, angajații. Sunt atât de implicați, sunt atât de dispuși și merg foarte departe. Din momentul în care au preluat un caz și se apropie de momentul în care trebuie să, conform legii, nu mai pot ține acolo sau ceva de genul ăsta, sunt dispuși și au parteneriate inclusiv cu case de bătrâni și azile private. Astfel încât multe dintre ele fac gesturi pro bono și mai preiau câte un caz din cele care nu mai au altă variantă decât partea asta de final. Așa că Clujul s-ar putea să aibă și acest punct bun, acest plus mare, calitatea oamenilor. Cum sunt tendințele? A crescut numărul persoanelor care trăiesc pe stradă? A scăzut? Fenomenul există și în asistență socială mode. Era când a moda copiilor străzii, moda vârstnicilor rămași abandonați sau moda oamenilor străzii. Acum? Asta, să zicem, a început undeva prin anii 1998 încoace și trebuie să recunoaștem, Medici Fără Frontiere au venit în România cu programe dedicate să sensibilizeze autoritățile publice. Domnilor, vedeți că aveți un fenomen și trebuie să le recunoașteți. Și duc atunci, ca să fie sensibilitatea autorităților locale, au avut o caravană pe toată țara, de la Cluj, Craiova, Timișoara, Oradea și mai departe. Am mers și prin Iași, Moldova și se conștientizeze autorități locale, domnule, aveți fenomenul ăsta. Curios lucru, Moldova nu prea avea fenomenul ăsta atunci, dar migrația se făcea spre est. Mai ales Cluj, mai ales Timișoara. Plecând de acolo s-a ajuns să se implementeze la nivel național acest program de interes național privind crearea rețelei de centre sociale de urgență pentru oamenii fără adăpost. Și începând de atunci s-a dezvoltat la noi o literatură specifică dedicată studiului și analizei comportamentului psihologiei persoanei fără adăpost și trebuie să amintim colegii de la București, de la Facultatea de Psihologie de acolo, care s-au implicat în a contra un portret al acestei categorii de persoane. Chiar am două manuale la serviciu, la birou și încă nu am dat colegilor să le păstreze de tot, le citesc, dar am redat înapoi ca să știu că nu dispar. Și aveți astfel de situații în care, nu știu, cumva, poate prin rețelele lor informale ale acestor persoane care trăiesc pe stradă, aflând cumva că la Cluj municipalitatea se ocupă mai bine, să vă treziți cu oameni din alte zone care vin oricum aici? Oricum creșterea, dezvoltarea orașului atrage. Da. Deci este partea care nu ar fi așa atât de plăcută a dezvoltării unui oraș. Faptul că devine atractiv. Nu putem nega. Nu putem nega. Ăsta e fenomenul. Și aceste persoane sunt acceptate pentru o zi, două, trei, până sunt orientate pe localitatea de domiciliu. Pentru că noi trebuie să fim riguroși. Legea finanțelor publice ne obligă. Nu putem cheltui resurse locale decât pentru oamenii din municipiu. Dar, cum să spun, eu menește în condițiile de astăzi, de acum, frig afară, nu dai omul în stradă, îl ții. Tocmai de aceea se și numește centru de urgență, pentru că e o situație de urgență. Dar există, iarăși vin și întreb, există pârghi, există mecanisme care se pot activa înainte ca omul să ajungă în stradă sau programe pe care le derulați atunci când vedeți această vulnerabilitate? Un fel de prevenție sau o intervenție într-un stadiu... Prevenția este într-adevăr atributul autorităților locale. Însă la dimensiunea orașului și dat fiind specificul acestui fenomen, persoana aflată în situația sau care urmează să ajungă într-o asemenea situație nu își recunoaște viitoarea situație sau nu crede că va ajunge acolo. Deși cele mai multe cazuri se întâmplă în situațiile de divorț, de abandon familie din cauza divorțului și a consumului de alcool. Aici se scrie marea majoritate a cazurilor. Zona asta de prevenție e foarte dificil, să zicem, de acoperit. Pentru că fenomenul în sine este unul
ascuns, într-o zonă gri, în care mai ușor am putea descoperi cazurile de violență domestică decât cazurile viitorilor oameni ai strânzii. Dar avem serviciile noastre de prevenție privind acordarea tuturor formelor de ajutor, toate programele sociale ale municipalității, pe lângă cele pe care le oferă bugetul de stat, ajutorul social, masa la cantina de ajutor social, programul nostru stomatologic, sigur, programul social alimente și sunt... programul de ajutor pentru plata chiriei. Adică toate sunt forme de sprijin pentru categoriile cele mai vulnerabile. Condiția, dat fiind faptul că aceste persoane și-au pierdut, cum spuneți dumneavoastră, busola, uneori le jenă efectiv să recurgă la forma asta de ajutor. Adică o recunoaștere îi pune față în față cu realitatea, da, care uneori e prea o recunoaștere dură de deja, unul care își recunoaște starea, deja e un om salvat, fiindcă da. Știi, când îți recunoaște o boală, mergi și să o tratezi. Ori în situația în care omul nu recunoaște propria stare de vulnerabilitate, pentru că nu mai are repere, și jena și atunci, sigur, intervenim noi. De obicei, colegii poliția locală din pe zonele unde deja se știe că stau aceste persoane și sunt aduse la centru. În acest parteneriat, Raimonda, pe care îl aveți, mai ales cu centrele de urgență, vorbim, nu știu, de o masă caldă în sine sau oferiți și mic dejun sau cină? Sau cum suntem doar, pentru că totul se desfășoară sub formă de voluntariat, nu avem posibilitatea de a face mai multe mese. Activitatea noastră se desfășoară între orele 11 și 15. La ora 11 echipa vine la bucătărie, începe să pregătească. La ora 2 vin deja băieții de la centre să ducă mâncarea, vin responsabilii de la centrele de zi pentru copii, pentru care gătim și duc mâncarea, astfel încât să avem încă 40 de minute timp să pregătim caserolele pentru cei din piața muzeului la ora 3. Deci, practic, mai mult pe bază de voluntariat nu ne permite. Nu suntem o organizație care să aibă o organigramă și angajați și cu program de 8 ore, astfel încât să poți să-ți permiți mai mult. Și mai intervin și fazele cele legate de transport. Sigur. Și sensibile, dar faptul că existăm și putem să facem atât, să știți că este mult pentru ei, pentru că, cel puțin pentru cei care vin în piață, o masă pe zi, o masă caldă, le susține inclusiv moral. Știu că vin acolo la ora 3 și socializează inclusiv cu noi și povestesc și își împărtășesc și acum ieri îmi spuneau că o bunicuță n-a mai putut să vină de 2 săptămâni, că e prea fric pentru ea să vină din Mănășturi. Deci, cumva am văzut că încep să și țină între ei, să se ajute. Până între la ei. Urmă, sunt o comunitate. Sunt o comunitate. În completare, trebuie să pomenim totuși și pe ceilalți parteneri noștri care vin și asigură hrana pentru aceste categorii de persoane. Biserica Ortodoxă din Iris, Biserica Ortodoxă de pe strada Bisericii Ortodoxe, Misionarii lui Padre Pio și o altă asociație, Masa Săracilor pentru în Cluj-Napoca și Florești. Ei vin și asigură cina pentru aceste persoane și avem, deci, în fiecare zi asigurată și cina. Prânzul, să zicem, vine de la o masă caldă, cina din generozitatea acestor asociații și fundații și biserici. Continuă să gătească acolo, în bucătăriile. Da. Și uneori gătesc împreună cu beneficiarii, sunt implicați în acest proces și se face o comuniune în fiecare seară, de admirat. Pentru situația de weekend sau micul dejun, aceste mese sunt asigurate de donatori publici. Privați, persoane fizice și juridice, care multe nu vor să fie pomenite. Domnule, nu. Și, deci nu există să nu există, să nu aibă... N-ați fost în situația să nu puteți asigurați hrană. Nu, nu. Asta e o informație foarte importantă. Impedimentul nostru ca municipalitate de a asigura masă din bugetul local pentru aceste categorii de persoane stă în rigorile legii. Adică legea nu vă permite? Legea nu ne permite, că permite să dăm hrană gratuită celor care au veniturile sub plafonul de 142 de lei. Ori nu avem categoria asta de persoane. Și cei care sunt încadrați iau și se vede masă la cantina de ajutor social. Și atunci vin acești furnizori din zona privată și ei nu selectează clienții și foarte bine fac. Adică noi am fi obligați să facem discriminare acolo. Da. Ori nu.
Nu. Faptul atunci... că ei se luptă să le obțină venituri celor care rămân fără adăpost, așa intră, pe de altă parte, îi scoate din zona celor care ar beneficia conform exact. Legii de exact. Hrană, care oricum este hrană rece, că se dă hrană rece persoanelor fără... Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și nu uitați, doamnelor, domnilor, vă reamintesc că dacă vedeți oameni pe stradă care ar putea să fie afectați în această perioadă de temperaturile scăzute, anunțați Serviciul Public de Asistență Socială al Primăriei sau direct telefoanele pe care domnul director le-a menționat puțin mai devreme. Mult, mult succes în acest parteneriat mai departe. Ne mergem acum mai departe. Vă spuneam și în urmă cu câteva zile, cei de la Beard Brothers au achiziționat deja o ambulanță pentru ISU Cluj, unde mers extraordinar și acolo unde autorități statului nu reușesc să rezolve astfel de probleme, iată ONG-uri sau pur și simplu persoane din comunitate se sesizează. Momentul în care ambulanța a ajuns la sediul ISU a fost surprins de către colegul nostru Antonio Miclea, asta pentru că reprezentanții Beard Brothers ne-au oferit exclusivitate în realizarea acestui material. Cornel Hoza a fost cel care a pus la cale această situație și Cornel Hoza împreună cu alți parteneri vor veni imediat în platoul nostru. Urmărim acum știrea cu ambulanța care a fost primită chiar cadou de Crăciun, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! Cu zâmbetul pe buze și foarte încântați, așa au primit cadoul de Crăciun salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Este vorba despre o ambulanță de tip C, de ultimă generație, care de acum înainte va fi folosită pentru a ajunge mult mai rapid la urgențe și pentru a da o șansă în plus celor care au nevoie de ajutorul smurt. Te lasă pur și simplu fără cuvinte, este un lucru minunat pentru că noi chiar avem nevoie de acest lucru și o să ne ajute și pe noi și pe toată lumea. Cetățenii care ne-au ajutat au o inimă foarte mare și chiar le mulțumim. Cadoul care va salva vieți a fost posibil datorită asociației Beer Brothers sau cum le place să li se spună, bărboșii, cei care au inițiat campania Wheels for Life. La începutul anului am stat la discuții cu un paramedic la Smurt care ne-a expus un pic cam cum stă situația. Am văzut și un raport prezentat de cei de la ISU în care se specifica clar că ambulanțele și-au depășit durata de viață optimă și atunci am decis că ar fi bine dacă putem să ne implicăm să ajutăm. Pe parcursul ultimelor luni au reușit să strângă peste 120.000 de euro de la oameni cu suflet, ONG-uri sau companii. Banii au fost strânși în urma mai multor evenimente la care nenumărate persoane au participat și donat. Am avut foarte, foarte, foarte mulți parteneri care s-au alăturat nouă și care au și venit ei cu idei de organizare de evenimente pentru strângere de fonduri. Bărboșii nu se vor opri aici. Au de gând să cumpere încă o ambulanță, deoarece în continuare Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj are nevoie de ambulanțe noi. Cu siguranță această ambulanță ne va ajuta foarte mult în îndeplinirea misiunilor pe care le avem de a acorda asistență medicală tuturor persoanelor din județul Cluj. Campania Wheels for Life a început în luna martie acestui an și a avut ca scop strângerea sumei de 150.000 de euro. Ambulanța oferită cadou a costat aproximativ 100.000 de euro, iar în lunile următoare bărboșii vor organiza noi campanii de donații pentru a cumpăra încă o ambulanță în valoare de aproximativ 50.000 de euro. Am revenit în platou. Doamnelor, domnilor, știrea pe care ați văzut-o a fost una dintre cele mai vizualizate în perioada sărbătorilor. Dumneavoastră urmăriți regiunea în obiectiv și vă mulțumim pentru asta. Alături de mine, Anca Pintilie de la Rotary Club, Cluj-Napoca, Opera, Paula Suciu, The Sisterhood și Cornel Hoza, președinte Beer Brothers. Bine ați venit, revenit unii dintre voi. Felicitări pentru această veste extraordinară și mulțumim pentru că ne-ai lăsat să fim portași la această emoție. Bine, v-am regăsit și mulțumim pentru toate felicitările și pentru tot sprijinul pe care ni l-ați acordat până acum. Ați promis aici în platou că ambulanța vine și iată a venit și ați mai spus că e posibil să vină și a doua și o vedem deja aproape, nu? Da, prima ambulanță a fost achiziționată luna decembrie. Targetul nostru a fost de 150.000 de euro, am reușit să strângem 120.000 de euro, dar am reușit să negociem prima ambulanță, să achiziționăm cu 97.500 de euro. Asta pentru că este o mașină care a fost creată ca prototip, iar ea a fost rulată la expoziții timp de 2 ani de zile, are undeva la 18.000 de kilometri, dar nu a fost rulată ca ambulanță, aparatura medicală este nouă-nouță și din acest motiv am reușit să negociem prețul ăsta și ne-am decis că
pentru că am avut excedent financiar, să mergem spre cea de-a doua. Fantastic! Asta e așa, un discurs care, pe care eu nu l-am prea auzit la ONG-uri. Am avut excedent, ne-am propus, am reușit să facem mai mult, ne-au mai rămas niște bani, trebuie să continuăm acest demers și iată să reușim să achiziționăm și a doua ambulanță. Da, ne bucură tare și ne bucură foarte tare faptul că de-a lungul timpului și de-a lungul acestei campanii s-au implicat o grămadă de oameni, o grămadă de entități, de la o grămadă de evenimente, de la până și Consiliul Elevilor de la un liceu au strâns fonduri, până la marile corporații și așa mai departe. Deci s-a angrenat întreaga comunitate. Să spun așa. Și acum ați telefonat-o pe Anca și ne chemați la bal. Cum e povestea asta? Cum? Cine? Ce? Vreau să-mi dați detalii. Da, deci ca reprezentant al Clubului Rotary Cluj-Napoca Opera, pot să vă spun că suntem foarte bucuroși să fim alături de Beard Brothers și de Sisterhood pentru această cauză nobilă. Clubul nostru s-a implicat pentru cauză prin organizarea unui bal mascat. Un bal mascat în scop caritabil, se vor strânge fonduri din biletele vândute, va avea loc și o licitație în cadrul acestui bal. Balul va avea loc pe 19 ianuarie de la ora 20. La International Ballroom în Gheorgheni, pe strada Alea Băieșoara. La școala internațională. Da, e, da, da, da. Și nu e problemă dacă cumva stați și vă gândiți, n-am mască. Cum să mă duc la bal mascat dacă n-am mască? Nu e nicio problemă, pentru că... Pentru că la fața locului vom pune în vânzare, pentru cei care nu au avut posibilitatea să-și ia din timp mască, măști cu 10 lei. Și iată, în acest fel puteți susține această cauză extraordinară la care, exact cum spunea Cornel puțin mai devreme, foarte multă lume din comunitate a aderat instant. Da, și ne susțin în continuare. Povestiți-mi această experiență, nu? Cum știu ideea, ne-ai mai spus, Cornel v-a venit văzând realitatea, nu? Văzând ambulanțe care umblă uneori și le cad ușile în mers și așa mai departe. Cum e să gestionezi un asemenea proiect? Voi ați mai avut proiecte, de exemplu, de 150.000 de euro? Cel mai mare proiect al nostru înainte de această campanie a avut ca și target financiar 40.000 de euro. Nu a fost deloc ușor, pentru că a fost foarte mult de muncă, dar a fost ușor din perspectiva sprijinului pe care l-am primit. Și atunci când vezi că atâta lume sare în ajutor, lucrurile parcă și funcționează. Noi au cumva la vale, adică voi v-ați planificat ceva obiectiv, că nu v-ați bazat pe potențiali oameni care vor sări în schemă. Nu ați spus, asta avem, noi ăștia suntem, atâția suntem, bărboșii, sisterhood, asta facem. Și după aia te trezești, te sună unul, te sună altul, eu vreau să fac asta. Cum rămân, cum poți să păstrezi lucrurile pe făgaș? Acolo intervine organizarea. Pe această cale chiar vreau să clarific niște lucruri. Sunt situații în care probabil nu răspundem cu promptitudine, dar asta e pentru că noi facem lucrul ăsta în timpul nostru liber. În viața normală avem și noi fiecare jobul nostru și trebuie să ne câștigăm. Și voi tot un fel de oameni sunteți. Exact. Și atunci și pentru voi ziua are tot 24 de ore. Exact. S-ar putea ca în anumite momente să existe niște discrepanțe, dar niciodată nu scurea intenție, ci doar probabil pentru că în multe situații suntem cu foarte multe lucruri pe cap, dar până la urmă răspundem și lucrurile se întâmplă. Și așa cum ai zis tu, au venit oameni care, adică nu le-am cerut noi ajutor, au venit ei și au sărit. Eu recunosc, acum n-am mai spus asta la televizor până acum, eu am primit telefoane, vreau să ajung la Cornel, noi suntem un grup de balerine, vrem să facem un balet. Uite, în data de acolo și banii ăia să meargă pentru 112 Wheels for Life, cum ziceți voi acolo la televizor, pune-mă, te rog frumos, în legătură cu... Mă sunau unii alții să se întâmple acest lucru pentru că ne-au văzut pe noi în interviu și vreau să spun acest lucru, vreau să mulțumim oficial celor de la Beard Brothers pentru că în plină campanie pentru ambulanță, ei au fost aceia care au ajutat-o pe colega noastră, Andreea Nodi, care este și reporter la Radio Cluj și la TVR Cluj, în achiziționarea lui Orcam MyEye, acel dispozitiv revoluționar care îi permite să vadă, deși ea este nevăzătoare. Extraordinar de mers. Vă dați seama că ați setat o ștachetă acum, nu? Nu vă sperie lucrul ăsta? Nu mai puteți să veniți în comunitate cu proiecte mici.
după două ambulanțe. Da, sigur că sunt binevenite și acele, absolut. Asta este un lucru asumat, de-a lungul timpului, de fapt, pentru că noi am început cu chestii mici și am crescut tot timpul treptat, dar tot timpul conștienți că ștacheta nu poate coborâ. Ce au spus cei din filialele, să spunem așa, sau din celelalte organizații Beer Brothers din țară? A fost, apropo, a fost un demers comun? Au strâns și ceilalți bani pentru voi? Sau fiecare își gestionează proiectele în, să spunem așa, zona de acoperire? În zona asta cu filialele, fiecare filială își gestionează proiectele care sunt dedicate pentru comunitatea din care ei fac parte. Ce au spus aici e un pic păcătoasă toată schema, pentru că noi de la Cluj tot ridicăm ștacheta și atunci ei simt cumva presiunea că trebuie să vină după noi. Atât timp cât ea e constructivă, nu e un lucru rău însă. Anca, e știut clar, e știută implicarea Rotary Club, a cluburilor Rotary în cauze sociale și vreau să ne dai puțin detaliat acum, intrați în parteneriat cu cei de la Beer Brothers în acest bal extraordinar. Cum răspundeți voi nevoilor comunității în care vă desfășurați activitatea? Da, și noi organizăm diferite acțiuni pentru a veni în sprijinul comunității, identificăm cauze în comunitate și ulterior elaborăm proiecte pentru a susține cauzele respective. Veți avea ocazia în anul care a început să fiți martori proiectelor pe care le vom derula. Și nu uitați, repet această informație, 19 ianuarie la International Ballroom, spuneam, nu? Da, biletele se găsesc pe evenimente.com, se poate accesa și pagina de Facebook a evenimentului, acolo se găsește un link către evenimente.com de unde se pot lua biletele. Anfitrioana serii va fi actrița Elena Ivanca, dumneavoastră va menține spiritele în alertă. Avem tot felul de surprize pentru chiar invitați. Chiar așa, asta avem, vreau să întreb, de desfășurătorul e deja creionat? Da. Ne poți spune? Vă pot da câteva mici detalii ca să nu stric toată surpriza. Vom avea un ansamblu de balerini profesioniști de la Opera Națională Română care vor susține un eveniment, un moment de dans. Vom avea o trupă de cover-uri, de remakers. Vom avea un DJ. Și o licitație cu bunuri care au fost donate de oameni cu sufletul aproape de cauză. O licitație, deci aici se vor licita obiecte, piese vestimentare realizate de designer clujeni, accesorii, obiecte de artă. Și The Sisterhood. Da. În acest bal se implică sau sunteți în această situație doar, să spunem așa, prezente, beneficiare, cum ar veni? Știm că adesea, de fapt în toate proiectele Beer Brothers, sunteți acolo și faceți partea voastră din tot ce acum stați deoparte? Nu, din contră, exact în prima fază când mi s-a prezentat ideea aceasta de către o colegă de-a noastră, am fost foarte încântată și am zis clar că trebuie să facem ceva și noi în direcția aceasta. Ați creionat deja? Da. Abia așteptăm să fiți alături de noi pe data de 19. Programul, după cum a spus și Anca, este unul plin de momente și de surprize. Și acolo pot să zic că și noi am avut un mic cuvânt de spus. Și, cum spuneai, cea care va ține frâiele serii, Elena Ivanca, adesea apropiată cauzelor sociale și e extraordinar că e așa. Uitați, doamnelor, domnilor, toate fondurile care vor fi primite cu ocazia acestui bal, care deschide cumva, nu-i așa, seria de acțiuni ale voastre în anul 2019, merg către scopurile caritabile ale organizației Beer Brothers din Cluj-Napoca. Pe lângă această ambulanță, ce planificați pentru 2019? Momentan suntem foarte focusați să ne îndeplinim și targetul ăsta, adică a doua ambulanță, după care... Ați pus o dată în calendar până la care vreți? Nu am pus, intenționăm să punem, cred că, adică ar fi ideal ca până la începutul verii să reușim acest lucru. Iar după, campania următoare este, ca și toate celelalte, o enigmă și o surpriză și cu siguranță va fi una mai mare. Dar după ce
capeți această amploare ca organizație? Ați fost burdușiți cu cereri de aderare, cu dorințe exprimate din partea unor tineri care doresc să vină spre organizația voastră? Da, asta se întâmplă, cred că, în fiecare zi. Da, da. În fiecare zi, însă ajungem și noi la un număr destul de mare și care, fără supărare, e foarte greu de gestionat. Adică noi vorbim acum de 583 de oameni. Mai mult de atât, nu ne dorim să mai cooptăm oameni până nu ne asigurăm că oamenii au ce lucra. Adică decât să chemăm niște oameni în organizație care să stea, mai bine nu facem lucrurile. Să existe o nevoie pe care aceștia să o poată acoperi. Exact. Și mai nou și, și pe viitor se va intra din ce în ce mai greu la noi în organizație, pentru că ne dorim să creăm niște standarde de voluntariat. Așa. Exact asta vreau să spun. Înțelegi că oarecum voi setați și, nu știu, niște norme în voluntariat? Nu știu cât o facem la nivel extern, dar cel puțin la nivel interior, în internul organizației vrem să facem lucrul ăsta și ne dorim. Și poate, ăsta poate e un vis măreț, dar la un moment dat ne dorim să facem o academie de voluntari. Extraordinar, iată. O nouă informație putem spune în premieră, nu-i așa, exact, la TV exact, Cluj. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mult succes! Nu uitați, doamnelor, domnilor, 19 ianuarie International Ballroom în Cluj-Napoca, un bal mascat extraordinar în colaborare cu Rotary Club Cluj-Napoca Opera. Mulțumesc încă o dată și mult succes! Mulțumim frumos! Mergem acum mai departe. Salina Turda rămâne unul dintre cele mai apreciate obiective turistice din Transilvania, dar nu numai. Anual, sute de mii de turiști coboară în adâncul pământului să viziteze mina, dar și să facă tratament cu aerosoli. Profitând că este vacanță în aceste zile, oamenii au ales să vină în mina de sare, însoțiți și de copii, asta pentru că temperaturile sunt acum mai mult decât plăcute, 12 grade cu plus. Priviți! Peste 690.000 de turiști au ales să viziteze Salina Turda în anul 2018, iar în perioada 28 decembrie-2 ianuarie au intrat în subteran aproape 12.000 de turiști. Și în aceste zile, mulți dintre turiști profită de vacanța copiilor și vin la Turda. Unii au venit aici pentru prima oară și se declară fascinați de tot ce văd în jurul lor. E un loc impresionant. Mă uit în jur și mă minunez de design, de locurile de joacă. Am zis să vin să vizitez o mină, dar nu mi-am imaginat-o cu atât de multe lucruri de făcut. E fascinant. N-am mai fost și prima dată. Și cum vi s-a părut? Super, foarte frumos. Sunt și familii care vin la Turda regulat pentru tratament. Locurile de joacă amenajate în mină îi atrag pe cei mici ca un magnet și nu se mai lasă duși de la distracție. Mai mult pentru aerosol am venit și să vizităm, că este prima dată, am fost curioși. De unde veniți? Din Lugoj. Ce ai făcut aici de când ai venit? Mă joc cu tate și cu... și cu mami. Și ce, joci biliar sau ce ai jucat aici? Bilă. Biliar, da, mama. Biliar mă joc. Ne place, suntem aproape aici în Cluj și ne place. Ei place să distrează cu copii și e ok, e foarte frumos. Face și aerosol? Da, sigur. Vinem de la, am fost de vreo 5-6 ori până acum. Dar mai fost, facem o cură cu copiii pentru plămâni, pentru respirație. Și cum se simt cei mici? Acum suntem la început, e numai a treia zi. Vedem mai pe parcurs. Dar le place? Foarte mult, foarte mult. De-abia așteaptă. Când ajungem acasă, cum? Când tati mai merge la Salina? Succesul Salinei Turda și faima de care se bucură în întreaga lume a dat curaj autorităților locale să gândească o nouă investiție aici. Autoritățile au planuri ambițioase. Vor să deschidă pentru turiști Mina Iosif, cunoscută drept Sala Ecourilor. Această investiție, practic, ar dubla capacitatea de vizitare a Salinei Turda. Studiul de fezabilitate pentru noul proiect este deja finalizat. Întreaga investiție ar urma să se ridice la 20 de milioane de euro și ar putea fi terminată în 5 ani. Banii ar putea fi atrași din fonduri europene. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, Mihnea Ignat este invitatul meu acum. Domnia sa aduce primul concert simfonic al anului la Filarmonica de Stat Transilvania și, de altfel, pentru prima dată, nu-i așa, la Filarmonica. Bine ați venit și la noi în platou. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, o mare plăcere pentru mine să fiu aici. Dirijor și director titular la Orchestra Simfonica Ciudad de Elche, bine am spus? Foarte bine, da. Din Spania. Da. Din Spania, da. Da. Plecat de 13 ani. Plecat de la Craiova? Și ați făcut așa un tur și vreau să ne duceți și pe noi puțin, da, în această călătorie. Am plecat de la Craiova, eu sunt născut în Craiova, am terminat liceul de muzică în Craiova, apoi conservatorul
din București, Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa maestrului Horia Andreescu, dirijat orchestră și compoziție. Apoi, imediat după terminarea studiilor, am realizat un master în stilistică dirijorală, tot cu maestru Andreescu și soarta. Și apoi ați decolat. Apoi am decolat în 2005 către Alicante, în Spania, unde am lucrat 12 ani la Universitatea în Alicante ca dirijor al orchestrei Universității în Alicante. Și am acest job stabil, să zic așa, l-am presărat cu din ce în ce mai multe colaborări freelance cu orchestre din Spania și din Europa în general și, bineînțeles, și din România. Nu? Asta e, de fapt, specificul meseriei de dirijor. Nu? Călătorim foarte mult cu bunele și relele pe care le are această mișcare continuă, să zic așa, nu? Spuneam pentru prima dată la Filarmonica de Stat Transilvania la Cluj-Napoca, nu? Da, da. O plăcere, realmente o plăcere pentru mine să fiu aici. Am întâlnit colegi extraordinari, orchestra într-o formă foarte, foarte bună. Mâine seară spectacolul, astăzi a fost repetiția. Cum ați simțit atmosfera, cum ați simțit legătura? Cum e pentru un dirijor să vină, întâlnește pentru prima dată o echipă, da, sudată sau, mă rog, cu experiență de acum? Cum se creează acel ce trebuie să fie acolo? Da, comunicarea e tot timpul și relația pe care o creezi în aceste 3-4 zile de repetiții pe care le ai la dispoziție cu orchestra. Mi se pare foarte orchestra. Puțin. E ritmul nostru de lucru normal. Pentru profesioniști, precum sunt artiștii și muzicienii din Filarmonica din Cluj, e suficient. Am lucrat la un nivel foarte înalt, foarte bun. Chiar astăzi, în repetiție, am avut cum să zic așa, un fel de preview al concertului de mâine seară, un solist excepțional. Un mare cornist german, Erich Terwilliger, a fost prim cornist, cred că 25 de ani la Filarmonica din München, pe vremea când dirija Celi Vidache la Filarmonica din München. E o adevărată onoare să-l avem ca invitat aici. Mă bucur că datele și au coincis în așa fel încât eu să am plăcerea să lucrez cu el. Dar revin la colegii din Filarmonica din Cluj. M-am simțit extraordinar în compania lor și cred că pentru mine e o surpriză foarte plăcută să găsesc o atmosferă de lucru foarte bună, un nivel extraordinar aici la Filarmonica din Cluj și o echipă sudată, cum spuneați, o echipă care de oameni tineri care vor să facă lucruri bune împreună și care arată că nu numai capitalele au șanse să dezvolte proiecte interesante, ci și orașele care sunt importante la nivel regional în România deja au ceva de spus foarte important la nivel național. Da, chiar și atunci când nu au un sediu specific. E adevărat. Însă, dar sperăm că la un moment dat se va rezolva și această problemă. Eu sper pentru binele colegilor mei, pentru că din Filarmonica Clujană, pentru că merită. Merită să aibă un spațiu și un auditoriu. Este o orchestră la nivel european care merită să aibă această șansă și să continue să dezvolte. Sigur că auditoriul maximum unde se desfășoară repetițiile și concertele este o sală bună, cu o acustică bună pentru concerte, se lucrează în condiții bune, însă eu cred că și orașul, dar și orchestra merită un centru cultural care să adăpostească această orchestră senzațională pe care o are Clujul în momentul ăsta. Diferă maniera de relaționare între dirijor și orchestră sau specificul sau, nu știu, această relație atunci când dirijați în România sau în alte colțuri ale lumii? Diferă foarte mult. Nu numai în alte țări, diferă foarte mult în România, pot să vă spun. Oamenii sunt foarte diferiți de la nord la sud, de la est la vest. Și atunci greutatea, între ghilimele, a meseriei noastre de dirijor e această adaptare aproape instantanee la ceea ce și să ai un feedback corect. La contextul acela, exact, cultural, exact, emoțional și așa mai exact, departe. Exact, exact. Și asta trebuie să se facă, asta de fapt este ceea ce în vechii maestri numeau carismă, dar de fapt este o inteligență emoțională despre ceea ce e vorba. Trebuie să citești foarte repede starea de spirit, lucrurile care îi atrag pe oamenii, la ce răspund pozitiv, la ce nu răspund pozitiv. Și greutatea, cum vă spuneam, rezidă în faptul că toată această analiză
și rezultatul ei în relaționarea cu orchestra trebuie să se producă foarte rapid. În mod normal, o orchestră în primele 5 minute pune eticheta unui dirijor. În primele 5 minute din prima repetiție. Atunci trebuie să fie, cum să zic, un mod de a vedea lucrurile aproape, cum să zic, de instinct. Efectiv, de instinct și de inteligență emoțională. Și asta pune presiune, mă gândesc, pe dirijor. Pune presiune, dar suntem și, trebuie să recunosc, un pic dependenți de adrenalina pe care o generează acel moment. Nu? Cum e, de exemplu, când dirijați acasă, la Craiova? Greu. Cred că e cel mai greu. Acasă e cel mai greu. Să joci pe teren propriu, cum se spune, e cel mai greu. Pentru că acolo, ultima dată, cred că am fost acum vreo 2 ani, acolo, cum se întâmplă și aici cu colegi de-ai mei, muzicienii din orchestră mă cunosc de când aveam 7 ani și mergeam la liceu de artă și atunci relația nu este mai dificilă, dar începe deja în alte premize, nu? Cu alte premize. În alți termeni. Exact, exact. Și atunci parcă ai mai mult de demonstrat acasă, nu? Cum se zice, în deplasare e mai ușor să joci tot timpul. Da, e plină lumea sau sunt pline marile instituții de muzică din lume de nume românești. Mă gândesc Robert Schwartz în Statele Unite ale Americii, doamna Croitoru, Adelina Oprea, dumneavoastră. Cum e reprezentată școala de muzică din România în exterior? Eu cred că foarte bine. Avem... Sigur că sunt specialități la care am excelat tot timpul, cum ar fi instrumentiștii de coarde, instrumentelor cu coarde, adică violoniști, violonceliști, contrabasiști sunt... Ne batem cu asiaticii, de exemplu? Reușim să fim acolo? Eu cred că da, însă e mare păcat faptul că investițiile nu au ținut pasul în ultimii 20 de ani la nivelul învățământului de specialitate, iar acum, din păcate, vom... culege acele roade... Ca aici am vrut să ajung. Da, acele roade, între ghilimele, ale unei politici, după părerea mea, nefericite de investiții în învățământul muzical. Când spuneți asta, vorbiți despre școala de muzică, liceul de muzică, adică acea pepinieră, da, exact, pentru că exact. N-ai ce să aduni la universitate, la facultate, da, 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 dacă da. N-ai sădit. Ce... Exact, exact. Problema nu e atât la universitățile de muzică sau la academiile de muzică, cum e cazul în Cluj, cât ceea ce se întâmplă înainte, pașii precedenți în a ajunge la o academie sau la Universitatea Națională de Muzică din București. Pentru că odată ajuns acolo, puțin se mai poate face. Dar eu cred că încă avem o școală foarte bună, încă avem, e un popor foarte, foarte talentat, dar trebuie să reluăm investițiile pentru că în acest domeniu, pentru că eu cred că România prin cultură a spus mult de-a lungul timpului și mai are încă de spus un cuvânt important, nu numai la nivel local, dar și la nivel european și internațional. Da, chiar de curând discutam în acest platou cu fica lui, regretatului Dumitru Fărcaș. Ea trăiește în Statele Unite, la Washington, și da. A venit în România, a înființat asociația în memoria tatălui său, prin care, printre altele, dorește să ofere burse unor copii talentați, exact cum a fost povestea tatălui său, găsit, da, da, da. Recrutat dintr-o zonă rurală și care să servească drept trambulin, dar oare... statul nu ar trebui să facă el. Sigur, e extraordinar, dar mie mi se pare că lucrurile se mișcă în această țară, în unele domenii, atunci când oameni pur și simplu se sesizează și acoperă nevoi care ar trebui să se pregăsească pe lista de priorități ale unor autorități. Sigur că da. Dar știți cum e? Statul e un sistem care până la urmă funcționează datorită persoanelor care sunt în spatele sistemului. Același sistem poate să funcționeze foarte bine într-o zonă a țării, să funcționeze mai puțin bine în altă zonă a țării. Totul e, avem atâtea exemple la nivel de management, de diferite instituții sau administrații publice, cum unii primari se descurcă extraordinar sau unii directori de spitale sau diferite administrații publice se descurcă și reușesc să atragă fonduri europene și așa mai departe, să facă proiecte și să pună în mișcare diverse inițiative. Și momente sau locuri, mai bine zis, în care lucrurile nu se mișcă așa. Și eu cred că până la urmă
lucrurile trebuie să miște și să vină dintr-o conștientizare a oamenilor și a responsabililor administrației publice că trebuie să mergem înainte și trebuie să realizăm niște investiții pentru viitorul acestei țări. Sunt ultimele secunde ale intervenției noastre. Ce așteptări aveți de la publicul din Cluj mâine la concert? Eu sper să vină în număr mare, îi invit pe această cale, e un concert, primul concert al anului, un solist extraordinar, un program foarte frumos. Am lucrat foarte intens și cu rezultate foarte bune. Sunt nerăbdător să prezint un concert magnific publicului clujan, așa că sper mâine seară să ne aplaude cu tărie. La Auditoriu Maximum, doamnelor, domnilor, Mihnea Ignat deschide seria de concerte simfonice la Filarmonica de Stat Transilvania. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și mult succes! Eu mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!